is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. La online live, îmi cer scuze de întârziere, dar am avut o mică problemă și este și whitelist încă, adică ultima dată când am plecat de la PC era whitelist. Acum sper să nu mai fie și hai să dăm drumul la treaba. Asta avem din nou ședință, avem o mini ședință și hai de se dăm drum. Vedeți dacă a scos whitelist-ul. Da, ce să vedeți, a scos whitelist-ul. Ce vreți, vreți să ne jucăm CSGO, ce vreți? Mi-e indiferent, ne jucăm ce vreți voi, dar ce-am v-am zis, este whitelist și nu prea am ce să fac.
Uite, este whitelist și nu prea am ce să fac. Nu prea am ce să fac. Mi-a dat crash și după aceea s-a pus whitelist-ul, frate. Și nu, mi-a dat crash. Ia, Steam. Cred că a scos whitelist-ul. Fac ce vreți voi, adică ne jucăm ce vreți voi, dar v-am zis, dați că mai dau un restart. Încerc să fac tot ce e posibil, poate își revine, eu știu. Intrăm cu pe fot. Vedem acum, încercăm. Da, tot e whitelist. N-am ce să fac. E whitelist. Vrei să intrăm pe antrenamente? Intrăm pe antrenamente dacă vreți. Și dăm drifturi. Alegeți voi. Ce facem? Este wireless, nu avem ce face. Risc cu meserie până la urmă. Nu e vina mea că mi-a dat crash, sincer. Să vă zic. Acum spuneți voi ce alegeți. Ori intrăm pe ăla de antrenamente și dăm drifturi. Ori, nu știu, n-am nicio idee, sincer, să vă zic. Acum, cum doriți. Cum vreți voi, cum... trebuie să schimb ceva aici. Spune-mi ce facem, băieți, care sunt pe live, spuneți-mi ce facem. Ce doriți dumneavoastră să facem? La alegerea voastră. Ori intrăm pe ăsta de directori. Hai să intrăm pe ăsta, n-avem ce face. Să intrăm acum, e imediat. Dați un pic.
7 mii este ceva și mi intră și mie gloanțele. Nu găsesc. Hai să dăm drumul la muzica la drift, de drift și hai să dăm. Că n-am băgat cardul, am băgat paypal-ul, știi? Nu știu cum să bag cu ce să bag și paypal-ul. Ca și băgați, dar nu am. Nu știu cum să bag, gen. Aoleu! Nu știu cum să bag, gen, că am băgat paypal-ul, știi ce zic? E paypal-ul băgat. Nu e... A ieșit. Nu, n-a stat put. Mă enervez. Și până nu mi-e ție, nu mă las. Micule, nu știu cum să văd, ai zis. Dacă știu, am, îmi băgam. A, ieși. Nu încolo. Bă, dar până nu mi-e ție, nu mă las. Stai să-mi iau cealaltă mașină de sufleta mea, care am vrut eu să-mi o cumpăr tare. Două secundele. Unde e?
Ah, nu mai e tunată, minunat. Ce mașină mai am și tunată pe aici? Legendary. Asta? Ce asta nu am? Hai să-mi iau un strici pe înapoi, dar red. Îi schimb culoarea, că nu-mi place. Mine când se scoate whitelist-ul, te rog. Vă rog frumos. Dacă se poate. Este whitelist deocamdată. Și nu poți să te conectezi pentru că este whitelist. Ah, da, nu whitelist-ul ai atunci gen nu are nimeni, doar admini și astea. Înțelegi tu? Nici eu nu mă, nici nu, eu nu mă pot conecta. Că mi-am luat crash înainte când s-a dat când s-a băgat whitelist, atunci mi-am luat și crash. Și na, trebuie să aștepți. Au doar admini și da. Nu e propriu. Da. Fiecare cum, na. Fă-te admin și după aceea nu mai aștepți. Și gata. Cel mai ușor. E o chestie până la urmă gândită bine, adică n-au pus-o degeaba acolo. Dacă este așa. Sunt, gen fac pescari și sunt într-o mafie, frate. Nu mă bag.
facem pudrele cu. Încercare. Ai și de data asta, mă băiatule. Vine, mă băiatule. Dacă mai e wireless. S-o primă și ca asta.
Dacă ne băgă la un CS. Dacă nu mergi. Ce are, mă? Mă enervează. Da, băieți, cred că ne băgăm la un CS. Văd că s-a oprit de tot. Și n-am niciun ban și la 5 am ședință. La 1, la 9 am ședință. Minunat. Mă ține numai un Wiley și atât. Azi. Toată ziua. Mă, o să-mi iau ceva de mâncare, că revin imediat. Thank you.
aura, am uitat să-mi iau ceva. Am revenit. S-a dat? Ne băgă la un enigme ceva? Hai la un enigme rapid. Băgă la un enigme rapid. Oh, nu, așa. Că și-a revenit serverul. Hai să vedem. I-a oprit. Aia, băgăm pe GCS. Văd că nici ei nu mai sunt, deci a picat serverul. E on serverul. Bă, stai. Îl bat. Îl bat, nu mai e on. Îl bat. Îl bat. Nu să cred. Cea la bambuză, uitați-vă puțin.
șefule, ce faci? Te duci la mașină? Mă, coale, ți-am luat cheile. Bă, dar dacă avea o cheie de rezervă, dacă avea în torte două, o cheie de rezervă, că ăsta n-avea armă în mână, doar era amenințat, în viața reală, da, te amenință unul cu un cuțit. Îți bași cuțitul la brâu și verifici în portbagaj, ești acolo. Dar dacă băiatul zice, asta e cam ceva în torte două, și șefule, ce faci? Dacă și-a scos o cheie din torte două, i-a dat alte chei de la Cargus? Ce mai vreți? Ce mai vreți este creier dacă i-a dat cheile de la... Mamă, nu pot să cred așa... Nu, băi, ți-am luat cheile. Sprinter Urgent Cargo. Genial! Genial! I-a dat cheile de la altă mașină. Ăsta merită Advanced Roleplayer, mă jur. Advanced Roleplayer. Băiatul ăsta. Mi-a dat cheile de la dubă. Bă, șefule, ce faci? Ce să-ți fac, frate? Du-te în viața reală cu un cuțit. Du-te în viața reală cu un cuțit. Și caută-mi portbagaj acolo. Și el zice, stai că mă duc până în... am ceva în torpedou. Și tu stai aici. Tu stai aici, în spatele mașinii. Pac, ai băgat cheia, ai blocat ușile și ai fugit. Mă, coale, ți-am luat cheile. Băiatul meu, ai luat cheile, dar... Zice că-ți bat pula în gură, băi. Auzi ce zice, băi, că nu mai pot. Auzi ce pot să zice, băi, tu. Când fuge cu mașina, murim. De ce faci? Te duci la mașină. Mă, coale, ți-am luat cheile. Îți bat pula în gură, băi. Îmi place, îmi place. Băi, uite că sunt chestii interesante și pe... Dacă n-ar mai fi astea... Așa volum. Interloper net față-n față un laș. Gazi că tăie la mine și îngătește papanaș. Și e dulce, rău, nebuna, vrea să facem copilaș. Dar eu sunt peștele Nemo și o duc în atoraș. Eu văd fetele ca pe o afacere. Două la preț, dă una la cinci, fac reducere. Interloper. Să-ți iau caracterul un pu**. Să-ți iau caracterul un pu**. Să-ți iau caracterul un pu**. Să-ți iau caracterul. Mă, ce muzică e asta, vă? Există așa ceva? Mă, cum e melodia asta? Mă, ce e melodia asta, man? Ne-a părit! Vă părat auditiv să facă! Ce piesă e asta, mâncă, voi? Cum? Există așa muzică de pastilați? Hardstyle? Hardstyle remix? Best hardstyle minimale. Nu sună ca asta, mă. Ia ce-am găsit! Ia ce-am găsit! Nu mă, care e...
ăsta. What? Don Stefanos la butoane? Din înaintea ta de pe butoane. Logic, logic, logic. Logic. Da, dacă vă dădă ceva peste voi. Poliția. Te interesează? Poliția. Circulă, circulă. Circulă, mă. Circulă, mă, de te. Hai să mergem. Hai să mergem. Mamă, aveam și eu din ăsta pe Warzone. Când mă jucam Warzone, mai mă cineva și pe la mine pe chat-ul ăsta? De când mă jucam Warzone pe Facebook Gaming? Știți când foloseam din ăsta? Eu? Eu? Uite, Emiluț, Emiluț. Lucky Alex și tu, da, 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 vă știu, vă știu. Știți, mă, că foloseam ăsta? E o chestie șmecheră pe care puteți să o folosiți să... Dar nu mai știu cum se cheamă. Ia stai. Mouse and keyboard tracking on screen. Nu mai știu cum se chema. Vă zic imediat. Cum trebuie să chema asta, mă? Ăla se folosește la cei care știu să joace un joc. Man, vezi că mă jucam Warzone cât de cât bine în trecut. Adică mă jucam cu niște băieți și participam la din alea, cum se cheamă, la zi-mă, nu campionat. Uite, Cristofor știe. Mă cărau niște băieți. Mai dă-te, mă, în pula mea, Cristofor, că ești ultimul și la 5M și la... Mă jucam cu niște băieți, eram bine rău pe tras, băi. Mă jucam cu Simple, cu băieții. Vedem, situația aici este foarte tensionată, Maș. Hello. Păi, de bun! L-a omorât pe reporter, frate. Vedem, situația aici este foarte tensionată, Maș. S-au produs fapte, boys. Salut, spune. Salut, frate, deci eu m-am pijat și m-am căcat și mi-a dat deasupra capului căp. Căpuți, nu? Miros. Da. Okay. Ce fac? Te speli. Oamenii îmbrăcați și eu de trașă. Te trage. Ia uite-l pe din casă ăsta din dreapta mea, are cască de motociclist. Dar nu plătesc mandatul, că dacă ai mandat, mă, piși pe mandat. Mă. Nice. Mă, s-a dus, dă-i. Melekleri duaya durdu kulağında meydanla. Neymiş o, ne a e o. Bako. 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 Topuși să ține ceapă.
Să dau click pe hashtag pe footplay t? Ce e asta? Că te sună, mă. Ia, că mă sună cineva. Alo? Alo. Bună. Bună. Se poate să te deranjez câteva secunde? Sigur. Uite, eu am numărul tău de la un prieten de-al tău. Auzi, și mi-a spus că ești tare drăguț. Aș vrea să știu dacă putem să ne cunoaștem. Ce zici? Ne întâlnim sau nu ne întâlnim? Ai de la cursa. Uite, mie îmi place biliardul. Când ai putea să-mi dai și mie o bilă? Nu, domnule, și am ajuns în cadrul dumneavoastră la un moment dat, dar recomand, nu are rost să faceți ceea ce vreți să faceți. Domnule, mai devreme ați spus că aveți un membru al familiei care ați fi vrut să sunați. Da. Cine este? Vreau să vin aici. Cine este acest membru al familiei? Fiu. Păi domnule, vă puteți gândi cum s-ar simți fiul dumneavoastră dacă ați face această chestie? Păi da, da, fiul dumneavoastră... Nu e fiul meu, că e adoptat. M-au auziți? L-au chemat echipajul medical, este aici. Da. Să mă duc eu la el? Da, domnul spune că are niște probleme și este momentan într-o perioadă de depresivitate. Ok. Mă nume... Stai să ne apropiem și noi. Da, de acolo! Mă arunc, pleacă de aici. Gata, domne. Vreau să vă zic ceva înainte să mă arunc. Aici, Urban Groove, vă rog. Bă, nea medicul filmează, te rog, merg secundele. Cum vă numiți? Inspectorul Urban Groove. Vreau să văd continuarea. Că te sună, mă. Ce dracu, mă, e băgatul ei bunica de merge așa bine, dă-o dracului. La vede sunete. Mă fac cu foc, ei. Bule, bule. Băi, cum. Lasă-mă. Lasă-mă. Ca un veterinar. Te-s vădat și voi o parte, să vedeți și voi stați. Imediat. Ce tare, ei. Serios, nebun, ți-am dat 2000. Păi eu nu-s mă scriciu tău, ți-am zis 2000 de la bun început, nu vei la mine 2000, și faci figură, 1500 și așa. Păi nu, mai gata, s-a terminat 2000. Oferta, trebuia să dai 2000 din prima, eu nu-s bătaia ta de joc, ai înțeles? Bă, te morți, mă zic. Vezi cum vorbești, te rog frumos, da? Mă doare fix în pulă, că-mi țiu pula, bă. Du-te mă de aici, băgași pula în sufletul mătii, să-mi iei pula de la jumate și pe de toate fute-mași în sufletul mătii, băga mea și pula în nașterea lui mătă aia care te-a... Vai de... Vai de capul meu! Pe vreme a spus că sora mea se simte rău, că e pe patul de moarte. Mă grăbeam să ajung, adică nu vreau să crezi nicio problemă, vreau să ies mai repede în oraș, ajung pe autostradă. Eu mă recunosc fiind ave de plis în oraș. La... Lavasă! Lavasă! Bună ziua, știu de ce m-ați tras pe dreapta, îmi pare foarte rău pentru această problemă de trafic. Știți, am niște probleme la mașină, mi se duce dacă puteți, dacă vă permiteți din timp puțin să urcați să vă arăt, că derapează foarte rău. Și am accelerat până peste 50 și un pic, mi-a accelerat peste 50, am ajuns cam la 50 și de la 30 în sus îmi derapează și mi-a derapat un pic mai prost și am încercat să întorc ca să nu fac accident, știți? Bă, ăsta e Laurică. Vă rog să mă scuzați. Bate în geam.
Bună ziua, știu de ce m-ați tras pe dreapta, îmi pare foarte... Bună ziua. Asta nu cred că merge. Ia că mă clanționează. Stai, stai. Ce ai băi gunoiule? Bă, mă, t-a futus morții, mătii! Bun. Mai de până... Boromire, nu murim, nu? Hai că nu murim dacă e. Ce-a fost exact acolo? Exact ce-am deschis gura. Ce-a fost? A intrat unul. Bă, ești nebun, ăsta este Revo Carlito? Noi. Bă, dar nu știa că mașina s-a remont avion, bă. Bun. Mamă, de când e videoclipul ăsta? Este de 3 ani de zile, frate. Hai de până. Boromire, nu murim, nu? Hai că nu murim dacă e. Ce-a fost exact acolo? Ce-am deschis gura. Ce-a fost? Mersi mult, Dragoș, 4K de 1 euro. Ia! O mică atenție. Mi-am dat like singur! Vulpe. Sper de 5 lei să-și ia niște garoafe să-și le pună pe piept. Salutări lui Cătăno. Băga-mi și donația ta, Dragoș, de 1 euro, că m-ai omorât în joc. Să-mi bagă și în Cătă 1997 și în Vulpe de 5 lei să-și ia garoafe să-și le pună pe piept. Dați-mi garoafele înapoi să mi le pun eu pe piept, că m-ați omorât în joc cu aia, tata. Mersi mult, Dragoș, 4K. Mamă, deci astea, videoclipurile astea. Scurte, cele mai jmechere. Deci astea scurte așa de 5, 6, 7 secunde, mimuri sunt cel mai tare. Lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine. De la cer până la pământ, toată averea mea e sus. Cu ăsta cânta pe bune realitate, gen cânta ca lumea, pe server sau era înregistrare? Nu pot să cred așa ceva. Așa muzică? Doamne mine ce vrei, dar lăsă-i pe părății mei, cu ochii pe bără. Da și voi, vă rog, un time-out 5 minute lui ăla, lui Leo Spaima pulii mele. Leo Spaima pulii mele, dați-i 5 minute să stea pe bară. Să nu vă-nd vlat, frații plângând, fericirea mea găsesc. Te pun, te pun, frate, Daniel. Nu pot să mă liniștesc când mă cer cu ei. Am noroc în supărare, la noi nu rezistă. Și de iubirea de frate. Mamă, câtă lume e aici, bă! Fericirea mea. Mama, rup cu evenimentul ăsta, mă jur. Cu 10 euro. Ți-am trimis în privat un funny moment de pe furii. Apari situl pe la început. Mersi mult de 10 euro, Quinx, de... Te-am trimis în privat? Fast as fuck, boy. Bună seara, mă scuzați de întârziere. Am voie sărbat. Cui, aici am fost și eu polițist? Șofer, dacă mă auzi, rog, claxonez de două ori. Și lasă-mi pula mea megafonul. Parcă am fost, nu? Eu venit mai... Păi și unde sunt eu la început? A, eu Schelliosu, băi. Eu sunt ăsta, cred că. Eu cred că Schelliosu ăsta, cu mâinile la spate. Nu seara, mă scuzați de întârziere. Și ăsta a venit după live, nu?
tare, bă, că poate. Începem cu DJ. Taci! Să taci! Ce? Ia, 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 taci! Să taci! Nu opri! Știu. What? Ok, am două lansat așa și... Aici parcă l-am oprit pe băiatul ăla, dar nu știu dacă este în videoclip faza. Am oprit pe un băiat. Nu este. Bă, dar îmi place cum cântă băiatul ăsta. Lumea nu înțelege bine. Ce sunt frații pentru mine. De la cer până la pământ, toată venea mea e sus. Vă-mi doamne mie ce vreau. Darius? Ăsta? Din tot ce-am trăit. Gagi. Dane. Băi, Dane, bă, mai mânca, bă, numai așa. Fără tine cred că am ajuns nebun. Crede-mă că azi vorbesc singur pe drum. Ascultă-mă de rog ce zic acum. Eu te iubesc ca un nebun. Crede-mă că azi vorbesc. La Udiu servește o cafeluță de 7 euro. Nici nu trebuie să te uiți cine a donat ca timpul care de zâmbete 4 figuri reclamase. E bun. Lumea nu înțelege. This really is a lumea nu înțelege bine. Lumea nu înțelege bine. Conex server for play tu. Bun for play. Lumea nu înțelege bine că nu poate să facă roleplay ca mine. O vo 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 vo. Cine mai bun? Păi da, lumea nu înțelege bine. Ce să te îndrume, te asigur. Care într-un final devine Uzi ZVR. Facem, mai cine e Uzi ZVR? E Monster la tine pe live? Cine e Monster? Care Monster? De a fost la mine în mafie? Salut, ce mai faci, mă, mai ții minte? Dacă, mătaru, ești, ești în gândul meu mereu, frate. Ce faci? Vreau să joc și eu jocul. Jocul 5M. Să mă joc jocul 5M. Vreau să mă joc jocul 5M. Tu, frate. Ești. Salut, ce mai faci, mă, mai ții minte? Dacă, mătaru, ești, ești în gândul meu mereu, frate. Vreau să mă joc și-o jocul. Jocul 5M. Vreau să mă joc jocul 5M. Vreau să mă joc jocul 5M.
California roleplay. Ne uităm pe YouTube. Ruben, dacă mai văd un comentariu de la tine seara asta, îți dau mut. Taci dracu din gură. Păi da-ți iar sta bine, Sunt în coadă pe locul 28. California Roleplay. Welcome to California Roleplay. 5M, numărul 1, North American Public Doge. Ce Doge? Bă, mor, stai că intrăm după Don. Intrăm după Don. Asta e NoPixel? Nu e NoPixel, frate. Dolj? A vrut să scrie Dolj? Department of Justice. Intră în departan. Department of Justice. Mai bine te uiți pe TikTok? Mamă, 35 în coadă, frate. Dar de ce? De ce e coada așa mare? Și sunt doar 300 pe server. Mai uite-te pe... Vă place, mă? Vă place să ne uităm pe TikTok, mă? Să vin pe suport 6? De ce? Coaie, să-mi bat pula în TikTok-urile astea de căcat. Să-mi bat pula în TikTok-ul vostru. Să-mi bat pula în TikTok-ul vostru. Nu al vostru de pe chat. Numai proști pe TikTok-ul ăsta. Păi, ce a ajuns TikTok-ul ăsta? De să mor eu românii, pe ce pun mâna strică? Numai... Să-mi bat pula, nu vă arăt pe live. Că nu vreau să vă arăt pe live. Că după aia faceți, faceți din astea. Dar să-mi bat pula toți proștii pe TikTok cu aia, toți proștii. De asta, mamă, și mai văd și fete pe live, fete pe live pe TikTok. Stau așa cu țâțele la vedere și fac așa. Stau cu țâțele la vedere și pun o melodie pe fundal, știi? Și haideți, vă rog, să facem și noi... Haideți să facem și noi 200 de like-uri, băieți. Vă pup. Te pup, Luci, salut. Câte like-uri avem? Haideți să facem și noi 200. Hai să facem și noi 300 de like-uri. Stați așa că... mi-a căzut mouse-ul. Stați puțin că mi-a căzut mouse-ul. Trebuie să iau mouse-ul, altfel nu pot să... O secundă să-mi iau mouse-ul. Gata, am luat mouse-ul, băieți. Ce credeam că am pierdut mouse-ul. Nu uitați să dați... Nu uitați să facem și noi 300 de tap-tapuri, băieți. Dați și voi 300 de tap-tapuri. Haideți. Bă, eu nu înțeleg! Nu înțeleg un lucru, cuie! Nu reușesc să înțeleg. Ok, faci un content, ești YouTuber. Ești TikToker, ești Twitch streamer. Oferi oamenilor un content. Te joci, pictezi, desenezi, vorbești, comentezi ceva pe live. Nu știu, gătești, faci ceva, oferi un content. Dar când tu stai degeaba cu țâțele, știi? Și tot ce faci tu este să ceri lucruri. Nu înțeleg ce... Să facem ce? Își pun gol din ăla de 1000 de euro. Hai să facem și noi 1000 de euro. Ce ofer eu? Vă ofer că stați și vă uitați la țâțele mele. Ce stați să vă uitați? Ce?
Eu nu înțeleg și vă jur, vă jur că câteodată stau și mă uit și eu, mă uit câteodată pe TikTok și aștept să se văd, poate se întâmplă ceva. Poate nu e chiar, poate judec eu greșit și poate se întâmplă ceva, mă, frate. Poate se întâmplă ceva. Nu mă uit la țâțele lor. Nu mă uit la țâțe, mă uit să văd ce fac, ce fac acolo. Stau degeaba. Uite, deci dacă mă uit acum pe TikTok, fii atent. Și dăm la live. A, nu vreau să intru live, nu vreau să intru live. Eu obișnuiam. Amara live. Ami. A operat, măi, a operat. Măi, avea cârpe acum ca gender, știi? Nu este, uite, eu când am avut actele făcute, acum 4 ani de zile, eu când am fost la Belgia la pușcărie, Păi, nu vreau să mă uit la Amara live, vreau să mă uit. Anytime somebody joins my live. Unde găsesc, mă, live-uri? E greșit. E de la newsfeed-ul meu. E ceva nu e ok. Nu e că mă uit la multe chestii de genul ăsta. Așa mi apar recomandate, frate. Nu e că mă uit eu, Doamne ferește. Ceva nu e bine, bro. Ceva nu e bine, frate. În 5 minute intrăm live ca să... În stânga sus, live? This is currently what... Știm cu toții că România nu este... Sigur ați văzut? Unde mă, aici? Live? Click to watch live. Cine stă mâncați așa? Cum scriu? Cum îi scriu? Salut! Dar de ce mi-ai intrat aici? Eu vreau să dau în jos, să văd mai multe live-uri. De ce nu mi-apar mai multe live-uri? De ce mi-a intrat pe el? Că n-am apăsat click. Ah, dau în jos. Uite, băiatul ăsta e live. I fly mirror. Yes, I fly mirror. I fly. Ai bă, să mai faci? Da. Mine ești de toată lumea. Nu. Și s-a bună seara. Ramona, bună seara. Miguel. Bună seara. Robert Valentin, bună seara. Gata, frate, scuze. What did he do? Yeah. Ce ceva fain, dar nu mai găsesc. Cu ăsta are coduri? Haide. A, uite. Cum îl fa negru TikTok-ul? Vai. Are coduri, gen, sunt acoperite tutele. A, uite. Un Discord ceva, să mai vorbim și noi, poate.
Care nivel? Nu vreau să fiu rău, dar... Da, oameni care fac content cu aia. Dar vreau să găsesc un content de la cum îmi place mie. Cum îmi place mie, vreau să găsesc un content cum îmi place mie. Să stea cu țâțele pe afară. Mulțumesc. Și să nu facă nimic. Și să ceară... Ia. Mulțumesc frumos, dragilor. Cu asta are codul bancar la descriere, mâncați-ași gura ta. Asta are IBAN-ul la descriere, coaie. Uite puțin pe live. Băi, ce faceți, dragilor? Nu pot să cred. De ce ai IBAN-ul în descriere? Marius, da, o să vă dau follow tuturor, o să vă dau. Tuturor o să vă dau follow înapoi. Don Stefanus, bună seara. Strâng niște bănuți pentru animalele pe care le-am adoptat. Un număr foarte mare. Silviu, Silviu, avem câțiva donatori care avem niște donatori care chiar ne și vizitează și care ne ajută constant. Iar cei care doriți puteți să ne și vizitați, puteți să ne trimiteți hrană și Paul Robert, momentan nu intru cu nimeni. Când o să intru, cu drag o să intru și cu tine. Ok, ok. Iar ăsta, mă, ce faci în ăsta? Iisus Betleem 2023. Uitați cum îl cheamă pe ăsta. Iisus Betleem 2023. I-am mai scris lui ăsta. Doamne, ce este pe TikTok-ul românesc, Dumnezeule, să... Să mă ferească Dumnezeu ce e pe TikTok-ul românesc. Elena Elin. Of, Doamne! Ce mai am de investit? Împărăteasa Adelina. Ken, ce faci, Ken? Ce faci, Ken? Cum ești? Pregătit pentru o nouă săptămână? Ce mai faci, Florine? Ce mai învârți? Mai înveți? Mai... Ce planuri mai ai? Salut, îmi plac bărbați. Adică, wow. E vreo problemă cu asta? Șpalio. Mă judecă lumea? Mi dor și mie de școală. Mi dor să mai fiu student. Mi dor să... Mi dor. Salut, Gabi, urmărire nu mi-ai dat și mie. Păi poate nu ai ce să-mi oferi ca să poți să dau urmărire, Costel. Nu știu, eu de obicei dau urmărire la toată lumea la care văd ceva, adică... Salut, îmi plac bărbații, e vreo problemă cu asta și te-ai găsit să mă întreb pe mine. Iar ăsta! Iar ăsta! Ce se întâmplă cu... Mă, ce e ăsta? E trimis de Dumnezeu! Ia! Ce rău de Dumnezeu? Din Hogwarts Legacy! Are barba orată! Uite cum fac! What the fuck, e registrat cu ăla? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
Salut, mă auzi? I-a despicat Moise barba. Îl cheamă Iisus Betlehem, Iisus din Nazaret. Iisus din... Doamne, Stefan, mi-a răspuns. Cred în trunul du... Sumo, Iisus! Docă... Bă, cum intru cu băiatul ăsta, mă, în cap, aș vreau să intru cu băiatul ăsta. Unde apăs? Unde apăs să intru cu băiatul ăsta? Unde apăs? Trebuie de pe telefon? Trebuie să fac eu live? Dacă mai dau o dată de băiatul ăsta... Nu mai ți-ai pus la TikTok. Salut! Scuze! Păi, oamenii adevărați știe ce să pună. Își permit. Ok. Dar unde ești? Maramureș. Oamenii bogați acolo, ca și la Timișoara. Oamenii bogați acolo, ca și la Arșu. Zici că e Revo? Nu. Acolo la Maramureș sunt oameni bogați, bogătari. Adevărat zic. Dacă tu zici... Păi Vasilică Ceterașul e putre de bogat. Dar de unde ce aveți, mă, nu seamănă? Păi tu crezi că... Așa asta. Nu zici rău. Mă, ce-i asta, băi? Ce dracu' e ăsta, mon? Ei, frate. Iar ăsta, bă, băiatule! Iar ăsta! Îmi chiar de dracu' și microfonul. Să rămână, doamnă. Frasul, lu' greu. Română. Am închis live-ul ăsta. A, bă, nu. O am prea mică și toate fetele râd de mine. Ce pot să fac? Exact. Tavan nu e foarte mare. Da. Te spânzuri de ea. De tavan. Să mă spânzuri cu o prea mică? Revin băieți imediat. Cu asta instigă, instigi.
Nu bă, dobitocule, te faci ventilator de tavan, ce nu e, ok? Mi-a zis dobitoc! Bine, vara, faci economie. Ce faci acum, dobitocule? Ți-a dat în rana copilăriei? M-a făcut obitoc, frate, m-a rănit, e serios. Mulțumesc pentru follow. Iar ăsta mă mănâncă ăsta! Am revenit. Mulțumesc. Nu, e ok. Ia uite cum se uită, zici că știe că-l privesc, frate. Iisus, băi, eu îi dau follow-ul ăsta cu aia. Da, Dani, da. Pe tine te-am întrebat. Lui Iisus ăsta îi dau follow. E ceva cu el, frate. Subscribe. Bună seara, Zoe. Da, azi bine. Mulțumesc. Tu ești bine? Numele meu este Edi, am 29 de ani și aștept să mă însor cu fata, femeia mea țigancă. Mersi, Zoe, mersi. Căsătorie tatuam, biblică. Toate instrumentele de muzică, orice bun gen. Pentru cadouri live și abonările. Irina, fericire de robul okay acela pe care stăpânul său, venirea lui, îl va găsi făcând așa adevărat. Man, ce pula mea e asta, coaie? Ce-i băiatul ăsta, nu, bă, zis, frate? De ce, Mari? E trimisul! Ar trebui să-l cunosc, oare? Coaie, e trimisul ăsta, mâncați-a, Iisus din Betlehem, e trimisul! Coaie, e trimisul ăsta! Ia uitați! Aici intervine monitorizarea. Monitorizarea sistemului. Se va împlini! Așa declară Iisus prin puterea Duhului Sfânt, căci o să vină vremuri și mai grele. Așa adeverește Iisus prin Duh. What the fuck, băi? Cine-i ăsta, mâncați-și? Ăsta-i trimis, e alesul. Să nu va fi niciodată scop. El. Capitolul 15 cu versetul 8. Neața bună. Salut. Nu lumea te vindecă de orice boală, ci și Iisus în această viață. Na, mă, am zis că intru și eu. Am zis că intru și eu pe TikTok-ul românesc. Să văd și eu ce e pe TikTok-ul românesc, cu aia. Atât. A venit când m-am întâlnit cu drept. Din momentul în care... Sunt uimit. Da. Florentin. Că aia și știți ce e trist? Că sunt mii de oameni care se uită. Dimineața dura, că nu mai rele îi fac, că nu mai rele îi fac. Foarte frumos, chiar mi-a plăcut. Uite, a zis o fată că de data asta a ieșit vocea a doua. Spune, Bia Rusu, te pup. Nicu, te... Mă, băieți, văd că serverul tău nu se dă, serverul încă e off și nu prea avem ce să fac decât să vă țin aici așa. Așa că vă
las și o să pornesc mâine din nou live-ul, nu știu, după ce vin de la școală sau ceva. Și nu știu ce să zic. Vă pup și noapte bună la voi la casă. Uitați-vă, pupă cămătarul. Ciao, ciao!